A revenit în direct, așa cum v-am promis. Astăzi vin alături de noi din nou Luci Stanciu, bună dimineața. Bună dimineața. Nu mai, nu mai pot să zic aia cu FP. Zi mă că e o important. Da, zi, impinezi. FP-tere. FP-tere. Bă, deci Unita Turism e cel mai important. Da, Unita Turism. Așa. Și domnul vicepreședinte, că m-a corectat, nu e. Vicepreședinte FTPR? FPTR. FPTR, mă. Nu e complicat așa. FPT. Mă certă tactul dacă. Corect. Imediat mă certă. Crezi că nu-mi scrie acolo? Că m-a certat cu PTTR-ul, știi că am greșit și am zis, gata. Da, Luci vine, e prietenul nostru. Oricum a fost prietenul nostru și rămâne. O să zic data viitoare când vine. Sau nu, chiar data viitoare, dar așa pe la anul. Prin iunie, iulie. O să zic reprezentant Unita în Dubai. Am zis bine? N-ar fi rău. Problema e că proprietarul Unita e foarte patriot și nu investește decât în România. Că dacă s-ar încordea un pic, ar putea investi și în Dubai. Dar sunt sigur de asta, are, da. Are o singură dorință, România. Dar Luci, poate faceți o colaborare, ca să zic așa, cu un punct de lucru. Un punct de lucru în Dubai. Da, cu Dubai. Niște din aia, știi tu. Să fie. Cum să nu te angajezi? E prea cald, prefer Bora Bora. Da, dar Dubai mai de acum mai în trend, să zic așa. Cu toate că și în Bora Bora, dar știi, la toată, adică nu ești, vorba aceea, bă, colegul, tu te dai mare vedetă aici, dar nu ești vedetă dacă n-ai vizitat Dubaiul, nu? Păi nu. Să mergi la niște shopping-uri ușoare, așa. N-am fost în Dubai. Trebuie să mergi, Luci, n-am fost, dar eu mie mi-am frică cu căldura, că eu nu prea suport căldura și am înțeles că din alea de 50 de grade, nu știu, iarna. Acum e tot ce trebuie, e cam ca și vara la noi. Cam ca și vara foarte călduroasă. Da? Da. Aoleu, păi toți când mă duc? Și am o problemă cu de la ieșit, la intrat la climă, cred că las Dubaiul. Așa, Bora Bora, bate vântul, alizeu, frumos, te mângâie oceanul. Luci, te rog să ne explici, pentru că ne certam aici, aproape ne băteam pe acești kilometri de autostradă care se vor, care va lega minunata noastră urbe, care, băi, unde, acum știi cum o să zică, Luci, unde stai? În Deva, la capătul autostrăzii. Da. Băi, suntem tari, avem autostradă, spre deosebire de zeci de alte orașe din România care nici nu visează încă. Bine, dacă stai să te gândești, noi nu prea avem. Trece pe lângă noi. Corect, corect, corect. Bă, tașca noastră e aici aproape. Vorba aproape, aceea. Da. Las că e bine, ai autostradă la Deva. Unde te urci, unde coboi? Da. Te urci pe la Șoimuș? Acum. Da. Da. Te uși pe la Șoimuș, deocamdată te dai jos la Urel Vlaicu. Deocamdată, dar săptămâna viitoare? Da, și chiar plec în 18 la București și sper să... Deci să ne suni, să ne spui. Așa. Nu, că am spus că între 15 și 20. Între 16 și 20. Între 16 și 20. Da, depinde cum... Mă întorc în 20, deci oricum... Deci oricum, da. Dar nu, dacă e în 20 inaugurarea, sigur n-o prind, dar mai puțit așa veneam de la mare când s-a inaugurat bucățica asta la altă. Am auzit că s-a deschis. Și erai fericit, dar... Dar nu m-au lăsat, că încă eram ministru pe acolo și tot aia panglici și nu ne-am putut sui. Vezi acum cum e cu panglicile, s-ar putea mai repede. Cred că fac mai repede, că 20 ani și ocupați. Dar greu, am venit ieri de la Predeal încoace și am trecut pe lângă ceea ce se va inaugura și am văzut să lucrează puternic. La Sibiu, până acum era o intrare, te urcai pe bucatea lor de autostradă, centura Sibiului, n-am mai recunoscut acum nimic, pe cuvântul meu, deci s-au schimbat complet, era un sens giratoriu, au dispărut, s-au făcut pasaje. Deci se lucrează ca lumea. Da. Și, din câte am înțeles, se va circula așa, de la Deva până dincolo de Sebeș, până la Cunța, care e la limita județului Alba cu Sibiu. Cu Sibiu. Mergi dintr-o bucată pe autostradă. Te dai jos la Cunța? Cap de nebunia din Sebeș. Din Sebeș, acolo era într-adevăr. Când am plecat, luând spre Predeal, poliția de la Vinți, de la intersecția cu drumul spre Vinți, oprea toată circulația și o devia spre Alba, că am înțeles că coada era până aproape de Luci. Extraordinar. Coada de intrare în Sebeș. În Sebeș. Și atunci plecam la Predeal și am luat-o spre Alba, zis, oricum și de la Alba. Dacă de la Alba trebuie spre Lancrăm și tot la semaforul ăla idiot ajungi. Drept pentru care m-am dus până la Brașov, m-am dus prin Blaj, Media și Sighișoara. Ai inventat-o. Exact. La întoarcere i-am văzut, în schimb, cum muncesc, am stat vreo 20 de minute în Sebeș ca să așa, dar vom merge până la Cunța, ne dăm jos la Cunța și undeva în zona Săliște va fi iar... De la Cunța la Săliște mai te dai vreo 30 de kilometri... Pe puțin, 30. Mai bine 30, chiar, 40 de cu mașina așa. Da, da, da. Dar e drumul mai lat, să zic așa. Da, și la toate urcările pe dealuri sunt 3 benzi. Benzi, da. Și între și după Apol și după Săliște, iarăși câte 3 benzi de circulație. E drept deci e acolo. Ok pe acolo, da, acolo cât de cât. De obicei și poliția cu radarul. Să fie bine. Eu obișnuiesc să-l prind.
Da? Mm-hmm. Te cunosc, nu, ei obișnuiesc să mă prindă. Tu nu mai le spui că... Acum venim de la Predeal încoace Morlat, la intersecția de la, cu drumul de Transfăgărășan. A, acolo stau. Da. Acolo stau, nu-i scap nimic. Da. Și eu stăteam în spatele unui camion de venea să așa. Și i-am dat drumul. Și când ai dat drumul? În timpul depășirii a apărut și banda continuă. Aoleu, asta am pățit-o eu. Și nu? Te-ai înțeles sau ți-a luat carnetul? Da, nu mi-a luat carnetul. Păi... Trebuie să trec pe la finanțe. Atât? Da. Ai scăpat ușor? Și 4 puncte. Mai ai scăpat ușor. Mi-a luat carnetul pentru depășire pe linia continuă. Nu, a fost chiar ok polițistul. Nici eu n-am sărit de ăsta în sus, că știam că am domnul comis-o. Domnul polițist? Am dat jos geamul, zic că am comis-o rău și eu început să zâmbească. De 4 puncte. 4 puncte, 160 de lei, zic, merge. Dă-i hai, să meargă, da. Dă-i să circule. Da. Bun, după aceea da. Mai se urcă pe autostradă unde? La Săliște sau? Da, în zona Săliște, dincolo de Săliște, se urcă pe autostradă și treci până dincolo. Treci de Sibiu. Da, păi da. Acum... Dar ai spus că sunt 5 ieșiri. La Sibiu, da. Da, Sibiu deci are poți. 5 ieșiri. E foarte bun. E foarte bine organizat. Și Sebeșul 3 ieșiri va avea. Una dinspre Deva, una... Au la ieșirea acolo unde era consulatul? Una... acolo e ceva? Sau unde? Treci de... A, nu, Sibiu. Centura Sibiului ocolește mult pe partea dinspre Media și Agnita. Deci nu te apropii măcar. Deloc de Sibiu, nici nu-l vezi. Atunci nu-l cum mai ieșire? Păi, unde? Sunt făcute ieșiri cu drumuri. E una de pe vechiul drum a Mediașului, să ieși pe drumul de Media și una pe Agnita, plus încă câteva intrări în foarte oraș. Foarte tare. Da. Deci Sibiu e legat cum trebuie. Sebeșul e supra-legat. Dar ziceai că a fost la Predeal și cu zăpada cam subțire. Sau cum? Zăpada era, fost, dar... Am fost la Predeal, am îmbinat utilul cu plăcut, am avut niște întâlniri pe acolo și cu FPTR-ul. Voi aveți și hoteluri acolo? N-avem, sau? N-avem hoteluri, dar așa s-a potrivit da. Să ne întâlnim acolo cu... niște firme de formare profesională pe care vreau să-i aduc încoace spre Deva să mai dăm viață și la orașul ăsta. 400-500 de oameni care... Chiar mai că zic că avem un pod fantomul pe cetate să-l vadă. Da. Se vede în zilele cu aurora boreală, se vede, da. Și Predealul, din punct de vedere a zăpezii, totul e perfect. Zăpadă mare, frig, soare, frumos. Numai să te dai cu schiurile. Corect. Dar? Da, dar nu și un dar mare? Nu merg cablurile. A, bun, acum... Dar nu mai jos. Prea mult, dacă avem și zăpadă... Vrei să mergă și cablurile? Și la unde cabluri. Te crezi, duci în Austria? Am luat așa, Predeal pauză. Și Predeal are pârtii scurte și... Da, ai zis că n-am fină. Da. Dus la Bușteni, ai zis, hai, luăm telecabina, ne ducem până sus la Babele. Nu funcționează că sus îi vânt. Bă, era așa un soare perfect, nu se vedea urmă de nord, dar da, poate o fi fost vânt. Bun. Am mers la Sinaia. Perfect. Telecabina nu funcționează. În schimb, funcționează telegondola. Bun. Am luat-o cu mașina spre telegondola, ai de mers 4-5 km pe un drum, pante, tot ce trebuie, evident. Urmă de plug nu trecut nimic. Acolo, zăpada cât trebuie. Da. Hai, că urcarea e mai ușoară, coborârea e mai dificilă. Da. Păi nu, că nu se mai oprește. Așa. Așa, bun. Ba, se oprește. Sunt tot felul de parapeți și alte chestii, așa. Am ajuns, zice, pornește la 12 telegondola. Am ajuns la telegondola la 12 jumate, nici măcar nu erau scoase și puse pe cablu telegondola. Da, da, omul era la masă. Mm. Era la meniu zile. Nu erau pe acolo, zic, porniți zic, telegondola merge? Se uită la mine așa. Foarte ciudat. Tu cine ești? Nu, se gândea oare chiar tâmpit că nu văd că nu merge, da. Da. Zic, păi trebuia să o porniți la 12. Aha. Trebuia. Bun. Da, bun. Și? Și am coborât, relaxat. Și te-ai dus pe celebra noastră bucată de Predeal, Sinaia și nimic. Ne-am plimbat foarte frumos. Dar nu, cu schiurile nu te-ai dat. Cu schiurile nu. Așteptăm să... Mai stai și tu, că a fost o surprindere. Problema e că am postat chestia asta pe Facebook și îmi scrie un prieten din Ungaria. Deci e incredibil. Aici ungurii au două stațiuni la sub 1000 de metri, care de două săptămâni merg cablurile în drag și se dau aia cu schiurile. Păi da, aia na. Bun. În celebri munți a Ungariei. Care nu sunt. Pe celebrele două dealuri. Da, exact. Au și două dealuri mai în pantă, așa cam cum e aici la dealul Paiului și da, alea merg. Au spre granița cu Slovacia. Da, pe acolo ceva mai... Da, cam așa ceva. Da, merg. Păi nu? Dar da. Ce te așteptai la altceva? Întreabă pe aia noastră, dă-și un telefon. Alo? Să fim serioși, doar am stat acolo. Cum s-o pus zăpada și s-o deschis sezonul,
merg telecabinele alea, indiferent că e cineva în ele, că se urcă, că nu se urcă, de-aia-s făcute. Dacă e unul care să vrea să se dea cu schiurile, să aibă cu ce să urcă. Nu, așa. Deci, pe la Sinaia Predeal am înțeles că și când e lume mai multă și așa, așteaptă să se facă 40 de oameni ca să... Deci te duci cu gașca dacă vrei să schiezi. Sau chem pe alții, bă, haideți. Să iese la vă număr. Deci, cât sunteți? Numai 20? No, mai stați. Mai stați să mai vină. Bun. Da, și în condițiile astea vorbim de turism și ne uităm că bulgarii se descurcă cu bani scolori de numa, austriecii n-are rost să mai... Luci, zi-mi ceva de oferte de ale voastre de Revelion, că tot suntem... Păi, oferte de ale noastre de Revelion pe Deva nu mai avem, că s-au epuizat. Ai dat-o la Sarmis? O, de două, de trei săptămâni. Bravo, super tare. Deci pot să vă felicit și pe voi, că m-am popularizat prin... Mă, foarte bine, ne bucurăm. Deci de trei săptămâni s-au vândut complet toate. Perfect, locurile. Super tare. Dacă vrea cineva Belvedere, Revelionul inclusiv. La Cluj? La Cluj. Uite aici. Uite-l. Zi-mă, acolo te duci la Cluj. Ceva locuri, vreo 250 de lei. Păi pentru tine nimic, tată. Deci all inclusiv. Da. Deci. Noi avem pe la Beliș, la munte, mai sunt câteva locuri libere. Dacă Beliș, frumos. La Fântânele Beliș, foarte frumos. Așa? Și nu cred că vă interesează Brăila și asta e un pic cam departe. Nu, te întrebam așa Moldova, ca și... La Moldova, la Iași mai avem ceva de vândut și la Tulcean, la Hotele Greta ar mai fi. Foarte tare. Deci, în principiu, totul Revelionul e deja bifat. Bifat. Din păcate, vine o lună ianuarie destul de tristă pentru toți, din, excluzându-i pe cei de la munte, pentru că din 15 decembrie până... tradițional românește. Până după Sfântul Ion nu mișcă nimeni, nu mișcă țara, țara în stand-by. Păi ne-ai văzut că s-au mai dat niște zile libere. Am văzut. Că să fie bine. Pentru toată lumea. Corect. Bine măcar dacă s-ar plimba în perioada asta. Să vină să fac un city break la Deva. Dintr-o dată tot să-mi umple hotelurile astea două. Aș fi cel mai fericit. Ar fi ceva. Mai avem două concursuri pentru astăzi. Stai că rămâne și Luci aici. Bineînțeles că Luci rămâne. Ia te rog să-l servești pe Luci, draga mea. Ce vrei tu? Cu ce? Și prezintă prăjitura. E bună asta, cu ce? Păi, acum... Nu. La cum arată Alexandra, poate să se servească cu mai multe chestii, dar eu zic să încerci prăjitura doar. Prea de vreme, mai prea de dimineață și prea dulce. Cum cine, Alexandra sau prăjitura? De prăjituri vorbim. Păi nu, eu te întreb și ai zis că cu ce? Și eu te-am întrebat. Te rog, Alexandra, pentru Luci. Luăm de asta rotundă. Prăjitura cu nucă de cocos. Da, eu la mine chiar, eu-s cu mașina. Și cu mașina. Are alcool? Nu, dar așa e vorba. Asta e vorba, ești cu mașina, nu e așa, Lucică. Nu, stați liniștit. Da, prezentăm platorul, ai învățat care sunt prăjiturile. Știi care era tema ta de casă? Teza. Deci teza, luni dai teza, dacă nu, te trimit acasă să aduci lista. Deci trebuie să înveți toate prăjiturile să mi le prezint. Un platou cu prăjituri de la cofetăria aici, prezentăm toată săptămâna viitoare. Prăjitura cu lămâița, prăjitura cu mapă, prăjitura cu cioco, prăjitura cu nucă. Cum nu există? Uite, dacă prăjitura, sunt aici, cum să nu existe? Prăjitura cu nucă, prăjitura cu cocos, prăjitura nu, dragă. Care are o denumire sofisticată. Ba da, există cranț, există... Corect. Ai văzut? Lămâița. Aia o știi, la mâncă ți-am zis de atâtea ori, la mâința. Dar aia nu mi-ajunge, cu platou e plin. Puteți să comandeți aceste minunate platouri în fiecare zi la cofetăria aici, pe strada Victor Babes. Sunt fantastice și delicioase. Zi. La surpriză telespectatorilor sunt? Lasă, nu mai fost surpriză. Da, un tort de la cofetăria Ice, acum, pentru cine ne sună pe 0354-7388-8. Cu tarif normal și care n-a mai câștigat tortul, un tort minunat, însiropat și foarte delicios pentru cine dorește, cine poftește, 0354-7388-8. Avem telefon? Bună dimineața! Bună dimineața! Bună, cu cine avem onoarea? Rosalia. Rosalia? Dar nu cea dinainte. Nu cea dinainte, e perfect. Dacă nu e dinainte, e dinapoi. Da. Rosalia, da. De unde ne suni? Din Deva. Din Deva, da. Foarte bine. N-ai mai câștigat? Nu. Tortul nu? Sau n-ai câștigat deloc niciodată nimic? N-am mai câștigat deloc de mult, din vară, de... Din vară. Dar tortul la niciun caz. Tortul în niciun caz, nici la acuzativ, nici la dativ. Da. Rosalia, ai câștigat acum. Acum ai câștigat tortul.
Da. Îți dorim sărbători fericite de la cofetăria Ice cu buletinul astăzi. Te duci și îți ridici tortul. Să nu închizi ca să-ți ia colegul nostru datele și după ora 11 te duci la cofetăria Ice și îți ridici tortul. Bun. Da, mulțumesc. Cu plăcere. Stai să se elibereze, dragă Irina. Mai stai puțin, mai povestim cu Luci. Mai dă-i la Luci o prăjitură. Bă, Luci, încă una. Dau un diabet. Te rog. Nu, da, eu l-am dat. Ai cuvântul meu că nu dai diabet. Dar Luci, poți să o refăzi pe Alexandra? Da. Dar numai tot din tot aia, asta, tot aia. Tot asta, da. Dă-i-le lui toate, fă-i-le la pachet. Nu că o duc aia două, nu mai am. Da. Deci astăzi am vrut să-ți facem o surpriză. Am vrut să deschidem o butelie de vin, un pahar, aici nu am venit pahar. Nu am venit pahar. Da. Nu, dirbușonul, paharele nu au venit. Paharele-i problema. Păi, să ne descurcăm cu sticla. Într-ar pe Luci, în liceu cum deschideam? Că nu aveam tirbușoane. De pereți? Nu merge, nu merge pe decorurile astea. Nu merge pe decorul. 0354-7388 pentru un pui de la Vistrăimici. Cea mai bună dimineață. Hai să vedem primul sau prima care ne sună și care nu a mai câștigat. Pulpe? Mă, pulpele, mă? Ia arată pulpele. Nu mă leamă, de la pui. Bună dimineața. Alo. Bună dimineața. Bună, cu cine avem onoarea? Cu Daniel! Daniel! De unde ești? Din Băcia! Din Băcia, Daniel! Iar la câștigat două alea, acum lăsăm pe altcineva. Dar Daniel, ai câștigat acum? Da! Deci eu câștigat, frate mi-o câștigat. Fratele, mă, e o familie numeroasă acolo. Atunci le dai și puiul. Dar aveți premii. Mă, de ce? Păi premii avem, dar nu știu dacă mai au ei frați. Bă, dar voi cât sunteți acolo, Daniel? Doi frați, bravo. Bă, dacă doi frați fiecare, doi frați da. Frumoși, mă. Da, unul cu pui, unul cu fiecare cu treaba lui. Da, unul așa. Cu ouăle lui și unul cu pui. Și după aceea face schimbul, ci că mă dăm tu mie puiul că-ți dau ție ouăle. Bun. Da. Cam așa arată puiul, da. Nu așa, așa. Bă, ce că auză pe fata asta, ci că așa, așa. Eu zic că prăjiturile au și alcool. Hai dreptate, Luci. Da. Ce faci cu puiul? Păi te pun la cuptor, pun la prăjit cu vegeta, cu de toate, condimentez, pun la prăjit la cuptor și îl fac foarte, foarte bun. Foarte bine. Bravo. Felicitări, da. Sărbători fericite, îți dorim. Pa, pa. Salutare, Daniel. Pa. Foarte publicitate tare. Și vin fetele, pentru că nu, e așa, e vine, bă, vin fetele, dar Luci rămâne. Totdeauna. Normal, ar fi culmea, acum să plec. Dar acum chiar am... Ți-am dat prăjitură, ți-am dat, acum vin fetele să plec. Nu că după aceea iară scrie Alin că unde-i Luci. Ba, acum mă vede. Da, bun. Alin, salut. Hai.